În vremea ce a chemat Iisus pe cei 12 ucenici ai Săi și a început să-i trimită doi către doi și le-a dat puterea asupra duhurilor cel necurate, apoi le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe cale, decât numai toiac, nici pâine, nici traiște, nici bani la cingătoare, să fie încălțați cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Și le-a spus, în orice casă veți intra, acolo să rămâneți până când va fi să plecați de acolo. Iar dacă în vreun loc nu vă vor primi, nici nu vor asculta cuvântul vostru, plecând de acolo scuturați praful de sub picioarele voastre, ca mărturie împotriva lor. Adevărat, adevărat, vă spun vouă că mai ușor va fi Sodomei și Gomorei în ziua judecății decât orașului aceluia. Deci plecând ei, propovăduiau tuturor ca să se pocăiască, scoteau mulți diavoli și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și tămăduiau. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, ceea ce bunul Dumnezeu și-a asumat, aceea a și îmbrățișat. Ceea ce bunul Dumnezeu a îmbrățișat, aceea a și vindecat. Și bunul Dumnezeu a vindecat pentru că prin Fiul și prin Duhul Sfânt a mângâiat și a sfințit. Ce înseamnă acest cuvânt, iubiți credincioși? Ceea ce bunul Dumnezeu și-a asumat, adică firea noastră omenească, aceasta a îmbrățișat-o. Pentru că Tatăl a îmbrățișat pe Fiul cel risipitor când s-a întors către El cu brațele sale părintești și Dumnezeu Tatăl l-a îmbrățișat pe om prin dreapta sa, adică prin Fiul Său care s-a nomenit și prin Duhul Sfânt care l-a trimis în lume. Deci ceea ce bunul Dumnezeu și-a asumat, a îmbrățișat. Dar prin această îmbrățișare a Tatălui prin Fiul în Duhul Sfânt, iată că bunul Dumnezeu a și mângâiat. Pentru că spune Fiul și Cuvântul Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, când s-a suit la Tatăl, a spus așa, că mă voi sui la Tatăl meu și vă voi trimite vouă alt mângâietor pe Duhul Sfânt. Ce înseamnă altul? Că Fiul este un mângâietor care a mângâiat pe apostoli și pe tot neamul omenesc cât a stat pe pământ și Duhul Sfânt la cinzecime a fost trimis să mângâie până la sfârșitul viacurilor împreună cu Fiul. Pe omul cel căzut în păcat care trebuie restaurat. Și cum, iubiți credincioși, bunul Dumnezeu și-a asumat, adică și-a luat firea omenească și a unit-o cu firea sa dumnezeiască și în a doua persoană a Sfintei Treimi, iată că și-a asumat această fire omenească și dreptatea și pacea s-au sărutat și pe om, iubiți credincioși, l-a sfințit Iisus Hristos, omul, a fost uns de săvârșit și iată că firea omenească a fost îndumnezeită. Ceea ce și-a asumat, aceea a îmbrățișat și aceea a și vindecat. Cum? Prin energiile Duhului Sfânt, prin energiile necreate, care au pătruns peste firea omenească creată și au sfințit-o. Dar lucrarea aceasta de sfințire și de binecuvântare nu s-a oprit, iubiți credincioși, odată cu înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și a continuat prin lucrarea Duhului Sfânt în lume, prin biserică. Biserica, o vedeți voi aici, că este cu niște cupolă, cu o voltă, care este aproape de noi și ca niște brațe părintești, care ne cuprind, ne protejează și ne sfințesc. Nu undeva sus, stăpânitor, ca un papist, cu un stil așa stăpânitor, ci se coboară și îmbrățișează. Biserica, iubiți credincioși, ca Maica noastră, nu face altceva decât să fie lucrarea Bunului Dumnezeu
pentru fiii săi, pentru oameni. Dar această lucrare se face în primul rând prin tainele bisericii. Toate tainele n-au rostul decât acelea de a îmbrățișa pe om, de a-l cuprinde pe cu, precum un fiu risipitor, de a-l așeza pe cale prin rânduire, adică dându-i sandal în picioare, de a-l reînfia în starea de fiu, din starea de rob, și a-i da-i de dar, a-l îmbrăca cu putere de sus, a-l îmbrăca în Duhul Sfânt, a-i da haină nouă, a-l umple de energiile necreate a Duhului Sfânt și a-l încununa prin bucurie și veselie, mâncând vițelul cel îngrășat, adică Sfânta Împărtășanie, care este scopul nostru, unirea cu Dumnezeu. Unirea și răspunsul nostru la îmbrățișarea Tatălui prin Fiul și Duhul Sfânt. Pentru că la această îmbrățișare, la această mângâiere, la această iubire dumnezeiască, se răspunde, iubiți credincioși, cu inima deschisă. Dă-mi, Fiule, inima ta. Asta avem cu Dumnezeu. Să fim mulțumitori, să deschidem inima, să primim ca niște copii darurile sale. Și de aceea cel mai mare dar care l-a dat Domnul Dumnezeu, Tatăl lumii, l-a dat pe Fiul Său ca să mântuiască lumea. Mântuirea înseamnă scăpare de urmările păcatului strămoșesc. Mântuirea înseamnă a scăpa de boală, de moarte, de stricăciune, de stăpânirea diavolului și de ea. Mântuirea înseamnă doar a scăpa, ci a te uni cu Dumnezeu în împărăția sa, în relație de iubire. Deci trebuie participare, trebuie implicare, trebuie conștientizare, trebuie trăire desăvârșită și deplină ca și creștini pe fața Pământului în relația noastră cu Dumnezeu. Asta înseamnă un efort continuu, iubiți credincioși. Dar punctul central este împărtășirea continuă cu Sfintele și Preacurate Taine, unde Hristos vine în noi și nu El se nomenește, repet, ci omul se îndumnezeiește și primește unirea cu Dumnezeu cel întâi neslăvit. Dar nu toți se pot împărtăși. Nu toți pot ajunge în fiecare zi să se împărtășească. Vedeți că de multe ori și la practice împărătești sau în posturi, se spune acolo la strană că se face mângâiere fraților cu un de lemn și vin. Așa scrie în minei. Ce înseamnă mângâiere? Pentru că după ce te-ai împărtășit, poate unii nu s-au putut împărtăși sau poate după ce s-au ostenit, au nevoie de o binecuvântare, de o ușurare, de o mângâiere. Iată că biserica desleagă la un de lemn și vin. Dar pentru cei care nu se pot împărtăși, dar și pentru cei care se pot împărtăși, biserica oferă iubiți credincioși o mângâiere, în plan concret. De aceea se dăruiește anafura, ca pâine binecuvântată, sfințită, din prescura care înseamnă preasfânta născătoare de Dumnezeu. Cel care s-a împărtășit e anafura, dar esența, cheia, centru este împărtășania, care este spre mântuire. Iar anafura, iubiți credincioși, este o mângâiere. Dar pe lângă anafură, loc și aghiază, care este o ierurgie, este apă sfințită, tot spre sfințire, spre binecuvântare, spre mângâiere. Ne ungem cu un de lemn sfințit la Sfântul Maslu, spre iertare de păcate, spre binecuvântare, spre ușurare și punem un de lemn în mâncare, stropim cu aghiazmă prin case și toate ale noastre sunt sfințite și binecuvântate. În lumea aceasta, nebună, în care, iubiți credincioși, spurcăciunea și urăciunea tind să ajungă la locul cel sfințit, în lumea aceasta în care omul este atacat de urât, de spurcat, de răutate și de toate celelalte, pe toate planurile, este nevoie ca în primul rând creștinul ortodox care are binecuvântarea aceasta să vină continuu la împărtășit, iar acasă să ia în fiecare dimineață aghiazmă și să bea un destulan, să ia anafură, să se ungă cu sfânt mir, un de lemn sfințit, să pună un de lemn sfințit de la mahu sau să pună în mâncare, să binecuvinteze mâncarea sa,
să binecuvinteze toate ale sale ca să curgă harul și mângâierea peste om. De aceea, credincioși, vă îndemnăm ca sfințenia să curgă. Vă îndemnăm ca să fiți conștienți de la împărtășanie, la anafră, la undele sfințit, la aghiasmă, la toate celelalte, să le folosiți în continuu, să nu le lăsați să stea în casa voastră fără să fie utilizat. Vedeți, spune undeva acolo, vrăjitorul care vrăjește cu iscusință. Acum este multă vrăjitorie, magie, șamanism, rătăcire, lucrare drăcească, legări drăcești și toate celelalte pe fața pământului. Și vedeți că nebunii aceștia, ca să facă bani, pe prostia și neștiința creștinului, aceștia lucrează ba cu apă, ba cu pâine, ba cu un de lemn, ba cu legături de la mort, ba cu pământ de la mort, ba cu scurpăciuni de tot felul și dau creștinului de la nebunesc. Deci, vrăjitorul care vrăjește cu iscusință poate să folosească materia, pământul, apa, da? Pâinea, unde lemnul, le folosește, le pervertește, le unește cu dracul și le dă creștinului care el, în necredința lui, le folosește și are dracul puterea asupra lui, iar toate aceste sfințenii care pleacă din biserică, creștinul le lasă undeva abandonate, pentru că el vrea să se întâmple acolo o magie de se duce la vrăjitor, să se întâmple rapid, fără ca să se mai căiască, fără să lepe de păcatul, fără să-i pară rău, fără să schimbe viața, fără să... El vrea așa o magie rapidă, să bată palma cu dracul până când trece puntea. Funcționează o secundă ca să-ți dea iluzia și după aceea te chinuie o viață. Îți ia cu o mână, îți dă cu o mână și îți ia cu două, ca să te nenorocească. De aceea vă îndemnăm pe creștini, în continuu să fiți în foc, în continuu să fiți împărtășiți. Iar acasă, credincioși, să aveți lucrurile și binecuvântările sfințite de la biserică, să le folosiți nu în mod magic, ci cu credință. Pentru că acolo sunt binecuvântare care se spun să vă fie spre iertare de păcate, spre izgonirea demonilor, spre luminarea minții, spre întărirea sufletului, spre vindecare de boli, spre dezlegare de blesteme, de farme și de descântice. Și vă explic lucrurile acestea pentru că o să pun în mod clar, expres, la pangare, o să pun niște pungulițe în care să aveți acolo un de lemn sfințit, să vă ungeți cu el și să puneți în mâncare. Să aveți sticluță cu aghiazmă, să-l luați și să veți. Să aveți anaforă binecuvântată din prescură pe care preotul o binecuvintează, atingând-o de Sfântul Dis, de Sfântul Potir, pentru rugăciunile Maicii Domnului și să fie, cum a spus, spre iertare, spre dezlegare, spre binecuvântare, spre sănătate. Tot bolnavul din spital, dacă nu se poate împărtăși, ar trebui să aibă la capul patului anaforă, aghiasmă, unde le-a sfințit, ca mângâiere, ca putere, ca deslegare, ca vindecare, dar mai întâi să fie spovedit și împărtășit ca să aibă puterea aceasta. Și aceste pungulițe care o să le pun, o să le dăm în dar și o să vă îndemnăm să le dăruiți prietenilor, rudelor, cunoștinților, cât mai multe să fie, ca să aibă creștinul la îndemână sfințenia, ca să fie casa lui binecuvântată, să sfințită, să fie tot trupul lui uns cu cele ale sfințeniei, ca să încapă în el lumina, să alunge întunericul. Amin.